În intervalul 2-7 octombrie, Iașul, orașul din inima Moldovei, găzduiește cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru publicul tânăr. Ediția de anul acesta, denumită generic avarie pandemică, va conține spectacole atât live, indoor, cât și open air, iar pe durata celor 5 zile de festival se vor respecta toate regulile epidemiologice impuse de autorități. Având în vedere situația nefavorabilă în ceea ce privește numărul tot mai mare de infectări cu SARS-CoV-2, organizatorii evenimentului au decis ca în acest an festivalul să se desfășoare pe parcursul a mai puține zile comparativ cu edițiile precedente. Suntem la 13-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, o ediție de avarie pandemică, acesta este genericul sub care se desfășoară. Este o ediție mai specială din motive de epidemie cu noul coronavirus. În primul rând, durează mai puține zile. Începem pe 2 octombrie și încheiem pe 7 octombrie. Și am reunit în program toate formulele acceptabile de normele sanitare în vigoare, așa încât vom avea o componentă live, o componentă de spectacole pe viu. În acest an, organizatorii evenimentului au pregătit și un spectacol în premieră, dar și spectacolul concert Orașul, cu participarea extraordinară a lui Bobby Burlăceanu și Bobby Dumitraș, componenții ai trupei Fără Zahăr. Vom avea o premieră, noi, Teatrul Luceafăru, duminică seara, de la orele 19, Frumoasa din pădurea adormită. Vom avea de asemenea un spectacol foarte special, un spectacol concert pe care l-au lucrat cu actrițele noastre cei doi artiști de la Fără Zahăr, Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș, spectacolul concert Orașul, programat marți seara de la ora 19, și pentru că este festival, adică este sărbătoare, este ceva mai deosebit, cei doi artiști de la Fără Zahăr vor cânta împreună cu actrițele din distribuție. Iar de la București, compania Hopa Trop va juca în ultima seară a festivalului, pe 7 octombrie, Călătoria lui Ivan, un spectacol de teatru de umbre și muzică arhaică românească live. Florin Iordan este component al formației Trei Parale, pe care toată lumea o cunoaște, și spectacolul îi are în distribuție pe Florin Iordan, pe Beatrice Iordan și pe Maruca, fica lor, care cântă și ea la instrumente arhaice românești. Un alt element de noutate adus în acest an în cadrul festivalului o constituie componenta radiofonică cu 18 spectacole pentru toate categoriile de public, din care fiecare va putea alege ce anume preferă și poate asculta pe baza unui simplu click. În premieră, la ediția din acest an, avem o componentă radiofonică, Teatru în cască, o componentă pe care am realizat-o într-un parteneriat strâns și foarte plăcut cu colegii noștri de la Teatrul Național Radiofonic, Radio România. Este vorba despre un playlist de 18 titluri care sunt deja disponibile și vor rămâne disponibile pe toată durata festivalului pe eteatru.ro și pe site-ul Teatrului Luceafărul Iași. Sunt spectacole pentru diferite categorii de vârstă, pentru că festivalul nostru se adresează tuturor categoriilor de vârstă și tuturor așteptărilor de consum teatral. Sunt spectacole realizate de regizori de specialitate cu voci de aur ale Teatrului Românesc și folosind tehnici de înregistrare foarte moderne, de exemplu sistem binaural, care se recomandă să fie ascultat cu căști. Evaluat de o comisie de experți independenți plasată sub patronajul Asociației Europene a Festivalurilor de la Bruxelles, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr a primit labelul Festival Remarcabil ca o recunoaștere a nivelului său european, o contribuție la dezvoltarea comunității regionale, a capacității de a conecta artiști din întreaga lume și pe aceștia cu spectatorii.